Anul acesta, pe 5 martie, când încă avea pe fundal sigla PMP-ului, deputatul Marin Anton declara că și-a format cea mai puternică echipă, cea care va câștiga alegerile locale din 2016. Spunea chiar că are deja alături mai mulți primari și că mai sunt și alții care vor să îi se alăture. Vom intra foarte puternic, cu o echipă foarte puternică, în alegerile din 2016. Echipa în care voi fi eu prezent va fi echipa câștigătoare în Giurgiu. Atenție ce vă spun. Echipa din care voi face eu parte este echipa care va câștiga Giurgiu. Acum am început deja construcția, lucrez la ea de vreo 6 luni de zile, am deja 7 primari care sunt de bază, din ăștia 4 pe care îi știți dumneavoastră, mi-i știți foarte apropiat, nu i-am băgat în cei 7. Între timp, Marin Anton a dat PMP-ul pe UNPR, partid aflat în alianță cu PSD, așa că, în opinia social-democratului Nicolae Bădăleu, dacă Anton visează la Consiliul Județean, înseamnă că a greșit partidul. Niciodată nu vom accepta, ținând cont și de precedentele care au existat și care există acum la Consiliul Județean, să cedăm președinția Consiliului Județean la alt partid decât PSD-ul. Dacă domnul Marin își dorea, Anton își dorea asta, a ales greșit partidul.